În primul antrenament, Carlos face waka-waka cu mașina. Lando profită de faptul că asta e singura lui ocazie în care poate fi în fața lui Max. Pierre se distrează în labirint cu Lada și pare că se pricepe. Pilotul tuturor echipelor Nyck de Vries încearcă tacticile lui Latifi. A revenit și Dumnezeu în țara lui natală. În al doilea antrenament, Carlos face o manevră tipică șoferilor români. Leclerc îi zice bună ziua lui Sebi, iar apoi se joacă și el în labirint. Oricum vrea să-și ia viața, dar a zis să o facă mai lent. Emiluț a băgat o tărie moldovenească, acu se urcă la volan și în coma alcoolică pentru că oricum câștigă. Iese fumul ca în Formula 1, face Perez grătar pentru toată familia. Nicușor de la Brăila testează teoria ce se întâmplă dacă fac nasoale prin metode ortodoxe, iar apoi sare din mașină. Valtteri a pietriș în față că s-a plictisit de viață la câte DNF-uri a avut anul ăsta. În al trailer antrenament, desi mama dracului a învăcit de rus Vladimir Lasm in peace. Deci Nyck de Vries întrebă ce dracu pățesc de mi se schimbă și genua cu Kylian Mbappe, lasă-mă în pace animalule. Să-mi-l mănânce și Putin și nebuna aia că nu mai pot, în fine, deci Guaniu a băgat orez cu cox și rupe asfaltul. Nyck de Vries dă cu multiplul campion mondial Nicolas Latifi de pământ. McDonald's a preparat un dublu cheeseburger pentru Q2. Latifi în continuare își ascunde forțele, Vettel și Stroll sunt fericiți că nu termină pe 20 cu tractorașul, iar Haas parcă e în 2021. Nyck de Vries aplică o manevră latifiană, dar reușește să revină deoarece calcă pe reclama Heineken fără alcool și este un serios. McDonald's impresionează din nou cu rețeta secretă. Ocon se duce dracu, Valtteri termină conform tradiției, Nyck e o legendă vie, iar Guanyu și Yuki au băgat pizza cu sushi în timp ce se uitau la anime. Carlos e agresiv. Depresivul reușește să ajungă pe 1. Emiluț încearcă, dar nu reușește aia. Bineînțeles, Leclerc ia pole degeaba ca de fiecare dată, britanicii sunt unul după altul, iar Ricciardo și Gasly parcă au revenit înapoi la viață. Kim Bob pleacă primul cum a făcut-o de atâtea ore anul ăsta, dar degeaba. Ricciardo își amintește cum e să fie depășit de Verstappen. Emiluț îl depășește pe Gigi. Mușterel trece de Sebastian. Trece și de canadian. Frânele lui Perez fac un grătar corespunzător. Carlos a ajuns la conaționalul său și aplică manevra marșfă din fața mea. Mecanicul Sebastian și-a stricat singur mașina deoarece s-a plictisit deja. Carlito zboară în continuare. Ferrari face manevra haicoe la pit, că de ce nu? Încă o căruță aruncată pe deal de calul Ferrari. Cei mai buni prieteni se atacă din nou. Alonso mai avea puțin și folosea micune alta secretă. Echipa câștigătoare se uită la minion. Pisicuțele se bat, iar leul vine după ele săracele. Ricciardo e și el prins în capcană. Lando nu are nici el milă. Duelul secolului începe. Nyck zice Bella Ciao. Dar stați, campionul mondial nu se lasă învins. Incredibil așa ceva, Nyck reușește să-l depășească pe cel mai bun pilot din toate timpurile. Ne limpezim mintea, frate dragi, înainte să facem ceva. FIA aplică manevrabă dacă Ferrari nu prea greșește, hai să-i nenorocim noi, totuși tot ar fi fost greu să câștige Leclerc, dar urât așa. Nebunilor, vă așteptăm pe Telegram, linkul este în bio, hai sănătate, fericire și mulțumire!